Hello people, vă vorbesc din camera de hotel. De hotel, doamne. Se vede că s-o băstă. Hello, oameni dragi, dau startul unui nou vlog. Am ajuns la prima locație pe care vrem să o vizităm, și anume Mănăstirea Ghighiu. Am înțeles că au aici o icoană făcătoare de minuni. Mergem să îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine, că suntem sănătoși și că mergem în această vacanță minunată, în această călătorie în care, evident, vă iau cu mine. Nu știu dacă mă auziți, haideți că ne auzim pe traseu. Am vizitat Mănăstirea Ghighiu, foarte frumoasă, iar acum mergem spre izvor, nu știu, erau tot felul de indicatoare care arătau spre izvor, spre izvor, și am zis, hai să vedem care e faza cu izvorul, dar foarte frumos pe aici, dacă ajungeți chiar vă recomand. Și uitați ce se vede pe deasupra. Și e liniște, vremea e frumoasă. Tare fericită! Era o chestie pe TikTok cu o doamnă și spunea: suntem aici, nu știu ce, și sunt tare fericită! Și am ajuns și la a doua oprire, Mănăstirea Turnul. Se aud animăluțe. Să vedem cum o să fie și aici, foarte frumos la Ghighiu, chiar mi-a plăcut foarte mult, chiar vă recomand. Puteam eu să trec prin Ploiești fără să ajung și la mall. Nu se putea. Am venit un pic la mall pentru că oricum ne dădea GPS-ul aiurea. Și am zis că dacă tot e prin apropiere, să mergem un pic să vedem una alta, zic. Hai să vedem. A fost o oprire scurtă, dar de succes, pentru că am ieșit cu o plăsuță de la Collins. Și acum că sunt cu burta plină, pot să vorbesc și eu altfel. Suntem la Hanul Domnesc, restaurant. Foarte, foarte frumos aici. Noi am ales să stăm afară. Este o vreme
perfectă pentru mine, adie vântul, bate vântul foarte bine, este și soarele, acum a intrat un pic în nori. Vreau să vă zic că am mâncat foarte, foarte bine. Cred că cel mai bun pui picant ever. Nu știu, e prima oară când mi-au rămas bucățele de pui în farfurie, că de obicei cam alerg după ele atunci când comand la mine în oraș, dar aici a fost din plin, a venit și cu niște lipi, să zic așa, foarte bune și ele. Și legumele au fost foarte bune, super, deci chiar vă recomand dacă ajungeți prin Săcele, pentru că aici suntem noi cazați la Hanul Domnesc. Ei, nu suntem cazați la Hanul Domnesc, aici este restaurantul. Acesta este și vi-l super mega recomand, uite că aici și soarele. Yay. Și... am gustat un pic și de la mama și de la tata a avut coaste de porc. Mama a avut ceva aripioare cu mămăligă, a fost foarte, foarte bun, toată mâncarea a fost foarte bună și multă, chiar foarte multă. Prețuri nu știu să vă spun așa foarte bine pentru că nu prea m-am uitat, eu mi-am luat și o limonadă cu fructul pasiunii, mie mi-a plăcut, tatăl meu a zis că nu e genul lui, lui am luat cu mango. Și știu că limonada mea a fost 20 de lei și puiul a fost 39, restul nu prea știu prețurile, dar oricum mâncarea foarte, foarte bună, așa că vă recomand. Și plus că oamenii de aici sunt foarte, foarte calzi, foarte primitori, am râs, am făcut glume, tata l-a dat la final cele 3 cuțite ca să meargă în etapa următoare, deci a fost foarte funny și domnul care ne-a servit ne-a ținut tisonul, să zic așa, la glume, pentru că noi suntem artiști cu astea. Și acum urmează să mergem spre cazare și să vă arăt cum e acolo. O să stăm la pensiunea Casa cu Flori din Săcele. Gata, hai să mergem. Și am ajuns. Asta este camera mea. Ta-da! Eu zic că pentru mine este suficient. Avem aici un scaun pe care eu l-am umplut deja. O comodă, arăt răvășită pentru că e cald, dar este respirabil, să zic așa, față de cum era de la Brăila. Patul, am și un dulap, dar eu nu sunt genul care să-și pun în dulap hainele, o să le las pur și simplu. Iar aici este baia, stați să vă arăt. Uite, avem și o floricică cu mov, pentru că este casa cu flori. Așa, și cam asta este camera. Mă bucur că am priză lângă pat. Da, totul e bine. Și hai să vedem și care e priveliște. Eu n-am balcon, din păcate. Cam asta e priveliștea mea. Și să vă arăt și camera părinților mei. Asta este mult mai spațioasă decât a mea, dar nu contează că oricum o să fie doar eu în cameră, așa că nu-i problemă. Aici este baia. Ce frumoasă e baia! Așa. Cam așa arată. Și ei au și balcon. Ia stați să vă arăt. Asta e balconul. Și asta este priveliștea. Suntem un pic la stradă, dar asta e, aici o să fie prietenii noștri. Ne-mi place chestia asta, e mișto de făcut poze. Da. Și cam asta este camera. 200 de lei pe noapte.
Și gata, fac încheierea pentru seara asta, pentru că nu mai am ce să vă mai zic sau arăt. Ah, e atât de frumos aici, e atât de răcoare și bine și oh my god. Nu vă arăt ce am mâncat, că sincer să fiu, n-am mâncat nimic în seara asta, că am fost prea plină, dar am ronțăit tot felul de chestii. Și am stat și noi și ne-am relaxat, am făcut și un live pe TikTok. Deci dacă nu mă urmăresc pe TikTok, eu zic să o faceți. Și gata, intru acum la mine în cameră. Vă las, ne auzim imediat pentru voi. Hello, a venit timpul pentru o nouă zi. M-am îmbrăcat, m-am machiat, am și mâncat toate cele, nu v-am mai arătat. Am dormit aseară bine, doar că pe la ora... Deci m-am culcat la 10 și m-am trezit la 3. Am băut puțin suc și după aia m-am încercat să adorm. Am adormit pe la 4 și m-am trezit pe la 7. Cam asta e programul, dar nu este matina, nu e problemă. Acum vreau să mă duc până la baie și după aia plecăm. Avem un itinerariu destul de complex. Să vedem ce ne iese de vizitat. Și gata, am ajuns la mănăstirea Cheia, pe care voiam ieri să o vizităm și nu am mai reușit, dar am ajuns azi. De liniște mă bucur că e soare, pentru că aveam mari, emoții că o să plouă sau ceva. Dar chiar este foarte frumos, ține Dumnezeu cu noi. Și da, haideți să vedem mănăstirea. Am ajuns și la mănăstirea Suzana. Să vedem cum este și aceasta. N-am fost niciodată pe aici. Am ajuns și în Poiana, am venit să mâncăm aici. Căutăm cabana haiducilor de ceva timp. Deja am întrebat mai multe persoane și nu știu, ne-a dat GPS-ul aiurea. Dar fără peripeții, noi nu ne simțim bine. E mai frumos așa, da. Păi da. Ce primești? Și... Te primești pe tine? Da. Și acum... Încă o căutăm. Vă anunț când o să o și găsim. Ne e foame, adică ce puțin mie. Vremea este perfectă. Mi-am luat eu pe mine o bluză de training pentru că mi-era lene să o car în mână. Recunosc. Dar da, trecem peste. Viața e superbă. Și am găsit și coliba. Yay!
am plătit 355 de lei pentru toate persoanele care am fost la masă. Deci 5 persoane, 355 de lei, super, și am mâncat foarte bine și a fost mâncare multă și bună. Iar acum mergem spre cazare. Vrem să facem un grătar de seară, că avem grătar acolo la cazare și vrem să ne oprim până la Lidl să luăm ceva. Și de asemenea vrem să ne mai oprim undeva pentru câteva poze. Așa că o să mai filmez și pe acolo. Și gata, am ajuns și în camera mea. A trecut ceva timp de când am vorbit ultima oară cu voi. Nu am mai scos camera pentru că nu prea mai fost chestii de arătat. Am fost până la un Lidl, am luat câteva chestii pentru grătar și se ocupă băieții de el. Eu mi-am luat sushi. Deci toată lumea a vrut grătar, dar eu, nu știu, în ultimul timp grătarul nu prea mă mai pasionează. O să gust și eu, nu știu, poate un mic, poate un cârnat sau poate ambele. Dar eu mi-am luat sushi și da, abia aștept să mănânc. Și nu știu dacă o să mai iau camera să vă arăt și vouă. Nu cred că o să o mai iau. Așa că m-am gândit să fac de pe acum încheierea pe seara asta. Vreau să vă zic că mi-a plăcut foarte mult acolo unde am fost de-a mâncat. Și ce voiam să mai zic, că între timp a început și ploaia. Dar a fost așa o ploaie din asta de gen, a plouat cât am fost noi pe drum de la, de la locația unde am mâncat până la Lidl, până la Lidl-ul din Săcele, aici unde stăm. Și vreau să vă spun că atunci când am ajuns la Lidl, era o căldură, vai de capul meu, deci se lăsase o căldură groaznică, dar aici când am ajuns la cazare, era răcoare, era bine, am mai picurat de câteva ori, dar în rest totul este bine. Ne-am gândit și ce să facem pentru mâine, pentru că domnul care deține această pensiune ne-a făcut o sugestie să mergem într-un loc foarte interesant, a zis dânsul, de neratat. Stați să vedem dacă am notat aici în Maps. O mănăstire rupestră și încă veche. N-am fost niciodată, mă uit acum un pic la poze. Oh, wow, pare interesant. Nu știu dacă vedeți. Oricum, o să vă iau cu mine și o să vedem. Nu știu dacă la asta merge mâine sau poimâine. Am zis că vedem în funcție de cum este vremea. Și gata, vă las și ne auzim noi imediat pentru voi. Gata, am ajuns la Amfiteatrul Transilvaniei. E o priveliște superbă. Haideți să vă arăt.
că este cazul să fac un mic update și să fac și încheierea pe seara asta, pentru că nu știu când am vorbit cu voi ultima oară. Ideea este că azi a fost o zi plină. Am început cu amfiteatrul Transilvaniei, care este superb. Dacă n-ați fost niciodată acolo, mergeți, pentru că o să vă placă. Sunt niște leagăne, două de o persoană și unul de în care încap trei persoane, unde poți face poze la un peisaj superb. Și chiar vă recomand, e minunat locul. După am fost în Brașov și ne-am plimbat cu acel autobuz etajat care este descoperit, cum sunt acele autobuze din UK. Și a fost foarte frumos pentru că am apucat să vedem mult mai mult din Brașov decât am fi văzut în mod normal, că în mod normal noi când mergem în centru, și atât. Și de data asta n-am mai fost în centru, pur și simplu am văzut împrejurimile. Dar a fost foarte frumos. Biletul a fost, cred că 4 lei sau 8 lei. Nu mai știu, destul de obosită, nu mai pot. După am fost în cartierul Noua, pentru că, sau la lacul Noua, de fapt. Pentru că am aflat eu de pe internet că este ceva festivalul plăcintelor și a merdenelelor. Și au vrut prietenii noștri să mergem să își ia ceva, eu nu mi-am luat nimic, dar am filmat un pic pe acolo și apoi am venit acasă. Deci plecați de la 10, adică la cazare, plecați de la 10, ajungi la ora 7. Și înainte de parcul Noua, sau lacul Noua de fapt, am fost și la Pizza Hut, pentru că ador, este una dintre pizzeriile mele preferate. Mereu când ajung în Brașov mă opresc acolo și am luat două pizza. Și am mâncat și sunt pur și simplu plină, sunt extrem de obosită, nici nu știu dacă o să rezist la Insula Iubirii. Am venit în cameră, deși puteam să mă uit și de afară, dar am venit în cameră pentru că voiam să mă să mă întind, pentru că astăzi, pentru că am fost mai multe persoane și am mers doar cu o singură mașină, că aseară a mai venit cineva, a trebuit să facă tata mașina de 7 locuri și am stat în spate și simt nevoia să mă întind și să stau așa. Nici nu știu dacă o să rezist la toată emisiunea, eu încerc. Dar a fost o zi foarte, foarte frumoasă și a ținut vremea cu noi, pentru că ne-au toți speriat de la meteo că plouă, că vai, că nu știu ce. Mă, a plouat, dar cum să zic, ploile astea care sunt trecătoare, ploi de vară. Ai mei au fost și la, adică mama și doi dintre prietenii noștri au fost la Castelul Groazei sau chestii de genul ăsta. Eu n-am vrut, pentru că am zis că nu mai să merg pe acolo pentru neric, să mă împiedic pe acolo, asta mai îndusea, nu m-am dus. În schimb au fost ei și au zis că au țipat și au urlat pe acolo. Așa, mi se pare că 25 de lei biletul, dacă vă interesează, și n-a ținut foarte mult, cred că vreo 10 minute sau o chestie de genul ăsta. Și de mâncat am mâncat undeva în Bran, în apropiere de Castelul Groazei. A fost foarte bună mâncare, am mâncat niște paste și prețuri foarte accesibile. Chiar am rămas plăcut impresionată că ne-a costat, nu știu, deci 6 persoane, vreo 300 și ceva de lei. În condiții în care au fost persoane care au mâncat și două feluri de mâncare, ceea ce mi se pare super bine. Și gata, văd că începe Insula Iubirii. Vă las și ne auzim noi imediat pentru voi. Și aceasta sunt eu, aceasta o să fie ținuta mea, mi-am luat tricoul ăsta pe mine. Stați să întorc camera, de fapt. Lumina aici este proastă, rău, mi-am pus cercei pe care am de la Alina și am mâncat micul dejun și mă ustură foarte tare buzele, că am mâncat cu ketchup și cred că era picant și numai pe mă ustură buzele, să văd cu ce ruj mă dau. Și ne pregătim să plecăm spre Mănăstirea Rupestră Șinca Veche. Ne-a recomandat-o patronul de aici și abia aștept să văd cum o să fie. Mai fac și un mic refresh și plecăm la drum.
era mai strategic să fie așa, că era greu de găsit. Gaura fiind mult mai gustă, mascată și de pădure și cocoțată acolo, iar nu te puteți gândi că vei găsi o gaură în interior, care vei găsi două biserici cu tot ceea ce, toate cele necesare în mănăstiri. Urcau și coborau prin cele două șanțuri paralele de care au prins niște bârne de lemn, de acele bârne au prins spor și cu scărițele pe care vedem aici, aici, acolo, acolo, acolo. Și le tot vedem din tot locul în sus, așa urcau, coborau, intrau și ieșeau din mănăstire. În peretele vestic și în peretele nordic au săpat aceste lăuri pentru a pune la loc vecinii. Să știți că nu aparțin ortodoxiei. Întotdeauna Sfinții Părinți, Mântuitorul și Maica Domnului vor fi pictați din față și cu aură. Ok, nu cred că ne-am mai auzit de ceva timp. Am fost și am văzut lacul de smarald. Nu știu dacă mă auziți foarte bine pentru că trec mașini. M-am oprit acum la un popas, nu știu cum îi zice, o să vi-l arăt. Ok, deci nu mai mi-amintesc când am vorbit ultima oară cu voi, dar ca să iau cronologic, prima dată am fost la mănăstirea aceea rupestră, nu mai știu cum îi zice, Șinca Veche, cred că, sau o chestie genul ăsta. Foarte frumos, am avut și un ghid care a explicat foarte, foarte bine și, nu știu, avea așa un glas foarte plăcut și era o plăcere să-l asculți. Am urcat destul de multe scări așa pentru a ajunge la mănăstire. Foarte frumos, am văzut și grota. Super! După aia am decis să mergem spre lacul de Smarald. Vă zic sincer că nu mi s-a părut că merita neapărat drumul de la acea mănăstire până la lacul de Smarald, pentru că am făcut 55 de minute, am mai dat și 20 de lei la intrare și da, e frumos, dar adică nu știu dacă a meritat chiar banii și drumul și efortul. Dar a fost frumos pentru că, na, suntem cu prietenii noștri și ne-am simțit bine. Am văzut lacul de Smarald, ei s-au dus și la vulcanul stins, eu n-am mai vrut să mai urc până acolo. Și am văzut și coloanele de bazalt sau chestii genul ăsta. Și parcă în preț era inclus și vizitarea unui castel, nu l-am mai vizitat și pe ăla, pentru că deja ne întinsesem un pic și ne voiam să ne dăm spre casă. Iar acum ne-am oprit undeva, stați să vă arăt, ăsta este popasul unde ne-am oprit și am comandat deja mâncarea. Eu mi-am luat păstrăv, pentru că fiind o brăileancă adevărată nu puteam să nu mănânc și puțin pește în această vacanță. Și mi s-a făcut poftă și am zis gata, o să-mi iau păstrăv și abia aștept să vină pentru că deja parcă mi se face foame. Mi-am comandat și o limonadă, iar după aia plecăm spre casă și nu mai călătorim nicăieri pentru că vrem să stăm pur și simplu la pensiune și să ne bucurăm de aer curat și de companie plăcută. Da, haideți că mă duc și eu la masă și ne auzim imediat. În sfârșit acasă. Am zis noi că stăm puțin, că vrem să venim mai repede la cazare, dar nu am reușit să ne ținem de treabă. Mâncarea, să știți că a fost bună. Mama n-a nimerit cine știe ce, dar eu mi-am luat pește. V-am zis și a fost bun. Nu pot să zic că a fost cel mai bun păstrăv
ca și pregătire, ca și, nu știu, adică avea crusta crocantă și era bun, dar, nu știu, parcă carnea în sine, parcă îi lipsea ceva, nu știu, poate trebuia eu să mai pun puțină sare, deși eu, în general, nu prea pun sare. Și după am fost până la Carrefour, pentru că vrem să facem, adică vrea cineva din grupul nostru să facă fructe de mare pe grătar. Eu n-am mâncat niciodată fructe de mare pe grătar, chiar sunt curioasă cum o să fie. Acum am venit un pic în cameră, stau un pic în pat și cât vorbesc cu voi și după aia mă duc și eu să văd ce și cum. Nu ne se cred că asta este ultima seară aici, iar de mâine ne mutăm într-un alt loc și abia aștept să vă filmez și de acolo. Și cu această freză superbă închei vlogul de azi. M-am spălat pe păr și mi-am pus bigudiuri pentru că v-am zis că mâine schimbăm locația. Abia aștept să vă filmez de acolo, să fie frumos acolo. Iar acum îmi fac bagajul. E jale la mine prin cameră, numai haine aruncate peste tot. Nu știu cum să le fac, să le împart cumva, să fie totul bine, dar o să reușesc eu până la urmă. Nu mă culp până când nu reușesc. Și încă un lucru pe care vreau să vă spun, am mâncat... Vai de capul meu, atât de bine în seara asta. Creveți, calamar, tentacule de caracatiță cu cartofi prăjiți. A fost foarte, foarte bună mâncarea. Nu v-am mai filmat pentru că am uitat să iau camera cu mine și mi-a fost lene să mă întorc după ea. Dar dacă m-ați urmărit pe Instagram, cu siguranță ați văzut că am postat acolo câteva poze. Ok, vă las. Eu mă întorc la... împachetat și noi ne auzim imediat. Hello! Vă salută Crețolina, Crețofolina. Astăzi este ziua în care mutăm cuibul. De dimineață, de când m-am trezit, a plouat în continuu, acum s-a oprit și e destul de friguț afară, adică nu mă mai încumet să mă îmbrac în rochie, îmi luasem o rochie, îmi pregătisem o rochie pentru azi, dar nu mă mai încumet să mă îmbrac cu ea. M-am machiat, mi-am... scos părul de pe bigudiuri, dar arată foarte expandat, dar nu mă supăr că, în general, nu am deloc volum la păr. Iar astăzi ne mutăm la peștera, o să stăm la Amont Chalet. Arată superb, cu un view de toți banii, să zic așa, foarte frumos. Abia aștept să vă filmez și vouă pe acolo și să vă arăt ce o să facem. Și o să mai stăm acolo două zile, iar pe 25 ne întoarcem. Nu știu când o să apară clipul ăsta. O să am de editat la el ceva, presimt, pentru că am tot filmat și cum nu am laptopul la mine ca să editez, vă dați seama că am rămas în urmă. Mi-am pregătit bagajul, am dus o parte din el la mașină, adică am dus să-i mei la mașină. Și am încercat să-mi iau cât mai puține chestii în bagaj, că am avut... un troller mic și am mai avut o gentuță, cea pe care ați văzut-o în clipul cu ce iau cu mine în bagaj. Poza de thumbnail, cum ar veni. În aceea am încercat să-mi des toate ținutele și tot strictul necesar și pe lângă aia o să mai am rucsacul și încă o sacoșică și aia e tot. Da, haideți să vedem ce o să facem azi. Am plănuit să mergem până în Brașov să mâncăm la Ceaun. Iar în rest, nu știu, poate o să ajungem și la mall. Vom vedea oricum, vă iau cu mine. Și am plecat de la cazare și a ieșit și soarele un pic. Am ajuns la Brașov, mergem să ne plimbăm și să admirăm peisajul. Și să ne mai bucurăm de compania prietenilor noștri cât încă sunt cu noi. Hai să vedem ce facem. Number two. If you see something that you don't like, dacă vezi ceva ce nu-ți place,
tot aplauz. And rule number three, the most important one. Mai important. Yes, if this is something that you cannot do, what you gonna do? No! You fail! Ah, plătești! Am ajuns de ceva timp în Brașov, am și mâncat, eu am mâncat puțină ciorbă de la Ceaun și am mâncat de la cartofiserie pentru că mi-era super poftă. Știu că s-a deschis și la noiembrie, abia aștept să merg. Iar acum ne îndreptăm spre mașină, o să avem un drum destul de lung până la mașină, că am lăsat-o foarte departe. Eu am văzut aici un magazin asiatic și aș vrea să intru, dar îi aștept și pe mine. Uite, am trecut pe lângă DM și nu l-am văzut. Damn it, să-mi fie rușine. Ia să vi-l arăt. Am intrat și la magazinul ăsta. Nu știu, are haine drăguțe, dar cred că e ca un fel de SH sau ceva genul ăsta. Deci e marfă nouă, colecție de vară, habar n-am. Da, deci din păcate n-am mai ajuns la magazinul asiatic sau corean, whatever, pentru că am luat-o pe o altă parte și n-am mai ajuns până acolo, dar nimic, totul se întâmplă cu un scop, nu mă supăr. Am înțeles că mergem un pic până la mall, probabil la AFI, că la ăla n-am fost niciodată, pentru că am ajunge prea devreme, că check-in-ul este abia la ora 4 și vrem să mai întârziem pe acolo, să vedem, poate mi se mai lipește mâna de ceva, habar n-am, vom vedea. Între timp a ieșit și soarele și este foarte, foarte cald. Într-un fel, mi-a părut rău că n-am luat pe mine rochia să fac poze, dar nu-i bai. E frumos așa, în tricou și pantalon. I travel in a bus for you.
Y el tiempo que no tenía, por el Rolex que soñabas, si no de noche de día, si no pregunta tu almohada, por los gritos que escuchaban los vecinos, no te trago pero qué rico se vino, agua dulce baby puro manantial, nos comemos y se volvió personal. La baby no es Ben, pero le doy 10. Le quito el sostén, le quito el Cartier. Un polvo en la estrella, muevo en el cel. Y si tiene gato, no va a ser fiel. Y es sorry, si se puso buena la shorty. Se puso pa' pati pa' money. Pa' los chimas tiene la cone. Esto se habla y todo me pone. Estoy bien tragado, requete en vicioso. El panty pa' lo, mi carro, ¿qué dices? Déjala caer como yo mo. Son un, dos, tres, me lo como. Por los gritos que escuchaban los vecinos, no te trago pero qué rico se vino. Agua dulce baby puro manantial, si se volvió personal. Por los gritos que escuchaban los vecinos, no te trago pero qué rico se vino. Agua dulce baby puro manantial, nos comemos y se volvió personal. S-a lăsat un pic frigul și am luat pe mine hanoracul și mi-am luat înapoi hainele care am venit, pentru că pentru aici, strict, nu mi-am luat foarte multe chestii, am încercat să pun strict necesar, acum sunt în bucătărie și e foarte, foarte frumoasă cazarea, deci este efectiv superbă, priveliștea de nota 2000 și cu cât urci mai sus în căbănuța asta, cu atât este mai frumoasă priveliștea, dar nu, eu nu mă încumetam, am urcat și eu până la etajul 2, dar mai mult de atât nu pot. L-am pus pe tata să filmeze pentru că eu n-am putut urca până acolo, mi-ar fi plăcut, doar că nu e mult prea abrupt și mi-e frică să nu mă împrăște pe acolo, dar foarte frumoasă. Căbănuța asta se numește Amont Chalet, nu știu dacă v-am zis, oricum nu știu ce am filmat, abia aștept să ajungă acasă, adică neapărat că abia aștept să ajungă acasă, dar sunt curioasă să văd ce am reușit să filmez până acum. Și băieți s-au apucat de grătar. Neața,
M-am trezit de ceva timp și acum m-am machiat, după cum se poate observa. Bună dimineața! Bună dimineața! Și acum vreau să... Aer. Nu știu cu aerul. Acum vreau să strâng toate chestiile că m-am întins pe masă și să văd să mă schimb, să luăm micul dejun. E foarte frumos aici, mă bucur că nu plouă, oricum azi n-a anunțat ploaie și priveliștea e de vis. Hello, pentru că nu cred că ne-am mai auzit la voce de ceva timp sau nici nu știu dacă am vorbit azi cu voi. Ideea este că nu știu dacă v-am spus care este motivul pentru care am venit noi la Amon Chalet aici în peștera. Motivul principal pentru care am venit este pentru că i-am luat moțul lui Joachim, băiețelul prietenilor mei Alexandra și Adrian și... bine, i-am luat eu, că nu eu sunt nașa, nașii i-au luat, dar era moțu și a ales de pe tăbiță. A fost foarte amuzant cu tăbița pentru că în momentul în care prietena mea Alexandra a aranjat tăbița, tata a venit cu o șurubelniță și a zis că are și el o doleanță să pună și șurubelnița acolo pentru că tata este electrician. Așa, și culmea a fost că fix prima a fost aleasă șurubelnița și am izbucnit toți în râs, deci a fost amuzant rău. După aia a ales cartea și o cruciuliță. Da, și a fost foarte drăguț, am dansat, am cântat. Ne-am distrat, am făcut poze, am mâncat tort care a fost foarte bun, adică dacă eu, care știți că eu nu mănânc dulciuri în general, am mâncat, mi-a intrat ceva în loc și de-aia mă tot frec. Mă tot scar până la ochi, dacă am mâncat eu, înseamnă că a fost bun. Și acum am să vin un pic în cameră ca să vorbesc cu voi. Până la urmă am decis să dorm în camera de la etajul 2, împreună cu prietena mea Alexandra. Și a fost foarte, foarte fain că am mai stat așa de vorbă până când am adormit. Am dormit foarte bine, iar dimineața priveliștea este superbă. Iar acum m-am schimbat și eu în ceva mai lejer, pentru că am fost îmbrăcată ca o prințesică, ca o păpușică, ca o Barbie, ce să mai. Iar acum e mai pe lejereanu, băieții vor să facă pește la grătar și da, o să vă arăt și vouă ce și cum. Chiar sunt curioasă cât o să iasă clipul ăsta, pentru că eu am tot filmat, dar eu filmez gen două vloguri, unul pentru... voi, ca să-l vedeți voi, și unul pentru noi, doar pentru familia noastră, în care apar și cei cu care suntem noi aici. Da, tocmai ce mi s-a postat și clipul și trebuie să fiu atentă, să văd dacă primesc ceva comentarii sau așa. Dar da, au ieșit niște poze foarte, foarte frumoase și vai, deci ador, abia aștept să ajung să le scot, pentru că știți că mie îmi place să scot poze. Și, din păcate, mâine plecăm, nu știu la ce oră, trebuie până în 12 să eliberăm locația, dar locația asta este superbă. Îmi pare rău că nu am fost eu, nu știu, neapărat că în elementul meu sau așa, că m-am simțit foarte bine, a fost totul superb, doar că nu am avut chef așa să stau să fac Insta story sau să, nu știu, să filmez... Reels sau TikTok-uri, whatever, nu știu, pur și simplu am vrut să mă bucur de oameni, de loc, de oameni dragi și așa mai departe. De aia doar am filmat pentru
pentru vlog și cât am mai postat eu pe story, dar cam atât, în rest nu n-am făcut. Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best. Și gata, am capitulat și pe seara asta. Ne auzim imediat. Și a venit momentul să ne despărțim de acest loc minunat. Nu e să cred că există așa ceva pe la noi în țară, foarte frumos. Am dormit foarte bine, acum vreau și să mă duc să mă schimb, să mă refreshuiesc un pic. Aș vrea să-mi iau câteva pungi cu aer de aici, dacă s-ar putea. Decazarea se face în jurul orei 11, din câte am înțeles. Și, da, mai stăm, mâncăm, strângem. Eu mi-am strâns totul de ieri, că știți că îmi place să fiu pregătită să-mi strâng totul. Mai am doar să-mi pun un proces de make-up după ce mă machiez. Și, da, cam asta, să-mi strâng pijamalele și cu ce am mai stat. Și plecăm. Gata, pa, moșalet! Scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I Și după cum o puteți da seama, am ajuns acasă de ceva timp, n-am mai filmat, suntem în 29 iulie azi când filmez, dar m-am gândit să fac încheierea de azi pentru că oricum clipul ăsta este foarte, foarte lung. Am zis să las așa, să treacă câteva zile, că poate se mai întâmplă ceva, poate mai ies pe undeva, habar n-am. Dar cum nu s-a mai întâmplat nimic, am zis că gata, fac încheierea acum. A fost o vacanță foarte, foarte frumoasă și chiar aveam nevoie să mă deconectez. Chiar spuneam și pe Instagram că simt că aș fi putut să fac mai mult conținut pentru toate canalele mele cât am stat acolo în ambele locații, doar că pur și simplu am vrut să mă bucur de efectiv de moment și de oameni și, nu știu, a fost foarte, foarte frumos și chiar vreau să zic că mă uitam la vlog, la cât am meditat din el și am zis de foarte multe ori a fost frumos și așa, dar chiar așa a fost. Avem o țară foarte frumoasă și simt că nu este promovată destul, de aia eu încerc mereu să vă arăt pe unde merg, în ce locații, ce vizitez și așa mai departe, pentru că am observat că accentul în sfera asta de vlogging se pune mai mult pe străinătate și într-un fel înțeleg, pentru că oamenii sunt curioși și vor să vadă cum e și în alte părți, dar și noi avem o țară foarte frumoasă și chiar cred că merită promovată mai mult. Eu încerc mereu să aleg locații, nu știu, să zicem, ieftine, să zic așa, care să, mă refer aici la cazare, care să aibă chestii de bun simț, în sensul în care ne dorim să avem frigider în cameră, ne dorim să avem balcon și dacă avem și masă de ping pong, cu atât mai bine. De data asta, deși cazarea la care am fost, cea casa cu flori prima, deși a avut, nu ne-am folosit de ea, dar asta e, ne-am relaxat
Și cam atât a fost cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, aștept să dați un mai mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru videoclip, să ați o superbă! Pa!